Avem acum o intrare spectaculoasă. Am furat textul ăsta de la colegul nostru Andrei Dobrogea și zice așa: nu e fruct precum papaya, nici festival precum Amaia, așa cum nu-i poet ca Eminescu, nici prezentator ca Tavi Ursulescu. Mi-a stat pe proteveu zâmbitoare și călduță. Atât dar îmi place vara asta număruță. Așa e, asta vreau să zic. Tăticul prezentatorilor, Tavi Ursulescu. Tavi, ia un loc aici lângă Bobby. Să știi că are un cântec special pentru tine. Aoleu. Da, e ceva special. Tavi Ursulescu, cum spuneam, omul care cam definim seria asta de prezentator, de festivaluri, de evenimente, de spectacole. Și a dat un standard cam înalt. Corect. Da, știi ce mai singularizează în platou ăsta? Scurt. Ia să văd. Ești singurul care... Care? N-are barbă. Dar chiar, mă. Am crezut că spuneți prompte. Dar ce cocktail fără zahăr am băut. Vai, mulțumesc. Bun, fii atent, pentru tine de la Bobby Tavi, auzi. E o legendă, e o voce nici prea gravă, nici suavă, iar prestanța lui pe scenă mi s-a părut mereu grozavă. An de an la Mamaia l-ascultam cu un singur gând: oare când n-o să câștige Marius Țeicu? Oare când? Îl iubim și-l admirăm pe domnul nostru Ursulescu și ne-ar părea, ne-ar plăcea să-l ascultăm recitând din Eminescu. Ce mai? Avem încă un poet aici. Ah, bine, poetul tău de da, da, te referi la Andrei Dobrogea. Andrei, da, te salută. Vezi că ai o concurență aici cu poezii, cu rime. Da, el este de la fără zahăr, are mult sare și mult piper. Adică e foarte bun. Avem o restanță foarte scurt. Da, știi că ai vorbit de Mamaia? Articolul din Corriere de la Sera din Italia, în care ne arată ce festival era cândva Mamaia. San Remo alla Romena sul Mar Nero. Deci uite aici deci festivalul de la Mamaia, San Remo de la Malul Mării, nu? De la, da, Marea Neagră. Exact, Corriere Italia, de la Sera, celebrul ziar italian. Italia. Superb, foarte frumos. Asta e reală. Câți ani ai prezentat, numai o secundă, festivalul Mamaia? Magitor? 13 ani. Corect. Și am ținut mii. Dar știe tot. Numai o secundă. De-aia mi se spune magii tot. Da? Numai o secundă, poți să-mi spui în ce an a prezentat prima dată? În 1983. Corect. Și dacă nu mă înșel, sunteți născut într-un an în care se termină cu 4, dar nu te să zic în ce an, că nu se spune. Nu zic, nu mi se cioptește în casă, nu mi se. Da, o să rog, o rog pe Alina că se aude suflet în casă în continuu și se aude. De să nu mai sufle în casă, Alina, că numai așa face și mă doare urechea, dacă se poate. Mulțumesc, apreciez. Da, da, normal că știu, adică. Și când am venit, și când am venit prima oară, stai să spun, vreau să mai spun, scuzați că intervin. Și când am venit prima oară la Cătălin Măruț în emisiune, am căutat pe internet, s-a aflat foarte multe și am aflat că nu sunt. Am aflat, de exemplu, că a terminat actorie 96 la Florin Zanfirescu. Așa. Era Cove, iartă-mă, iartă-mă. O să... Cine, eu? Scuze. Nu, 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 Cătălină. Am și o întrebare. Mă, și mă las. Am și o întrebare. Ia, numai secunde. Cine e Nuța și Tite? I-am dat eroare 404. Eu știu cu Nuții, dar cu Tite nu. Nu știu, acum... Pune jingle-ul de la Windows când se închide. Perfect, telespectatorii fideli. Da, haideți să trecem la următorul invitat, pentru că alături de noi este o legendă tot așa a muzicii. Dar dacă v-am zis că îl avem aici pe, cum să zic, tăticul prezentatorilor, de ce să mă bag eu când poate să-l prezinte Tavi Ursulescu? Eu? Păi mi se pare firesc. Adică... Așa, pe nepusă masă. Să mă ridic aici? Poți de acolo, poți de acolo. Nu, dar okay. Da, în picioare, da, trebuie să ne ridicăm. Cum crezi tu, cum trebuie să... Auzi, amândoi, tăticul și fiul. Da, exact. Numele îl anunțăm împreună. Numele împreună, da, ia. Doamnelor și domnilor, eroul anilor 80 de la festivalul de la Mamaia, Daniel Iordăchioaie! Vai leu, toată România stă pe ProTV-ul. Zâmbitoare și călduță, dar îmi place vara asta lumăruță. Pam, pam, o întrebare. Dar fii sincer, Tavi Ursulescu, la Mamaia Daniel Iordăchioaie avea vreodată curajul să vină cu genul ăsta de vestimentație? Păi nu, că pe vremea aia era mai înstărit. Acum, după, ca să știi, pandemia asta, să știi că sunt săracul. Sunt singurii mei pantaloni de atunci și de asta au ajuns așa. Haideți să luăm un loc, Daniel Iordăchioaie. De câte ori ai fost la Mamaia la festival? De mai multe ori.
Uite, n-am numărat. 1, 2, 87, 88, 89, 90, 91. Mamă, la rând 5 ani. 94, 96. Cam atât. Și ceea ce nu v-a spus și n-a știut până adineauri Tavi, este știut, că... Da, e bine, s-a anunț chiar tu. El a îngropat festivalul de la Mamaia. Povestește. Eu am prezentat ultima ediție a festivalului de la Mamaia. Și de-aia au zis, ăsta nu. Deci, practic, ce spune Tavi, ai îngropat festivalul, a? Eu am făcut numai groapa, a căzut singur, nu? Dar știi cum s-a lansat? În 87 a venit de la Pașcani. Un băiat de la Pașcani, talentat, simpatic, frumușel. A fost o ediție foarte bună. Alina Mavro din trofeul, Cătălin Crișan primul întâi și primii doi băiatul ăsta a venit așa un rock and roll, Elvis Presley, voce caldă, frumușel, toate femeile nebunite după el. Exact, veneam de la Dorohoi, poate luam și eu premiul întâi. Asta e. Dar oricum să stai. În 88 deja era în atenția compozitorilor. A micro-recital, da. A cântat pentru trofeu melodia lui Ion Cristinoiu, alt șlagăr mare al tău, Dacă într-o zi mă vei iubi, melodie superbă și un premiu doi Temistocle Popa. În 89 iar a cântat trofeul. Da, tot Temistocle Popa, cu unde ești tare de tot. Și în 96 am luat premiu 3 ca textier. Numai o secundă. Vara mea din Slatina, care s-a născut totuși la Madrid. În ce an te-ai născut? În 96. Ea s-a născut în 96. Da, uite, păi pentru ea am luat primul 3 atunci. Și primul 2 e luat cu Noapte caldă de vara lui Măruță. De vara lui Măruță, da. Așa se chema piesa. Mamă, deci te-ai născut în 96. 96, da. O să mai vrem și noi ceva de băut, Cătălin, te rog, da, servește, ne ajută. Cătălin, te rog frumos, ai grijă de fete. Un alt cocktail. O să-i duc, cui să-i duc de băut? La tuturor. Da. Da. Bine, după aia să nu se interpreteze că le dau de băut, adică ce mai urmează și ce spun, adică nu vreau să zic nimic, da? Îți povestesc eu ce urmează, că tu nu să știi. Poți să-i strâng mâna domnului Daniel Iordăchioaie? Da, te rog. Ok. Poți să... n-am foarte multă forță, o să încerc să vă strâng cu pot cu dreapta. Așa, bravo, bravo. Ok, bravo. Asta e tot. Atât? Da, păi nu pot să-i strâng mult. Și să vă strâng și dumneavoastră mâna? Mare, dar... Ok, nu pot mai mult. E ok. O să te strâng și ție un pic. Perfect. Ok, mulțumesc. Okay. Acum, să le duci cocktailul la fete și la oameni. Vă rog, serviciu, dacă se poate coși. E ok. Bun, dar abia atât, vreau să facem în felul următor. Avem Daniel Iordăchioaie, are și Bobby o piesă pentru el pregătită. A făcut un cântec și pentru el special. Cântecul și povestea aia simpatică. Acum, imediat, povestea este fabuloasă. Când m-am documentat... Da, dar fii atent, Daniel. Spre deosebire de alți artiști normali care au cântat în țări străine bogate, tu ai cântat într-o țară străină absolut fabuloasă. Ai un glas ca de tezauri, ești un rege, ești un lord, ai făcut furori pe scenă și în Coreea cea de nord. De două ori. Ești mereu în pas cu vremea și mereu reinventat. Ai fost fermier cu Rona și mă mir că ai rezistat. Păi n-am prea rezistat. Însă nu înțeleg o treabă, Daniel, explică-mi tu de ce când te întreabă o fată, tu răspunzi ba da, ba nu. Da, bravo, bravo. Bobby, senzațional omul, deci face niște texte fabuloase. Normal, Moldovean de-al meu, da. Da, exact. Iar acum, Andrei Dobrogea, fii atent, poveste, tată, din perioada în care Tavi Ursulescu îl prezenta pe Daniel Iordăchioaie. Trebuie să o povestiți pe aia, că mi se pare... Ești aia de la Babadag? Aia de la Babadag. Incredibil. Deci, imaginați-vă spectacol la Babadag. Stimați, iubiți telespectatori, eu eram ca un crin atunci, ca un... și nu halaicu, știi, așa. Am ieșit pe scenă, la finalul recitalului meu... Spune cum era de obicei, completează. De obicei, la finalul recitalurilor, în perioada aia, cântam rock and roll. Și terminam cu un șpagat. Numai asta o secundă puțin. Să spună Tavi cum era da, încălcat. El avea niște pantaloni mulați. Și nu erau pantaloni, era salopetă dintr-una. Sau salopetă într-una. Și fiind foarte mulați, nu purta lenjerie intimă. S-ar fi văzut domnișoarelor și doamnelor. Și el a făcut celebrul șpagat. O fandare ca la scribă. Și s-a dus și cusătura pe mijloc. Nu cred. Ba da. Deci cum adică iar eu vă dați seama că am simțit, deci m-am simțit atât de bine din strânsoarea aia, era minunat. A simțit un vântișor așa. Numai că pe mine stai un pic să înțeleg. Era lume în sală, spectacol, festival, Babadag. Plin. Era, da. Numai fete în primele rânduri și toate. Daniel Iordăchioaie s-a lopetă. Da, 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 da. Și cum a rămas în... N-a rămas, mi s-a despicat, ca să zic așa.
Și eu mă simțeam foarte... Bijuteriile lui jucau. Da. Și am realizat... Domnul, vrei să zici ceva? Ai fost la spectacolul ăla? Băi, nu, dar m-am ferit de când l-am auzit pe domnul Iordăchioaie să fac o rimă cu numele lui, dar acum... Să știi că mi s-a... În perioada aia foarte multă lume greșea numele fiind foarte proaspăt în pătarabă. Și tatăl Viorelei Filip i-a și l-a admonestat pe unul și a zis: domnul meu, ți-am mai spus, dați mai spun, că poate ți intră în cap. Domnul se numește Daniel Ialdă. Pe lume, ce să facem? Doamne, de-aia, de-aia, numele ăsta nu o să fie uitat niciodată. Dar mai e ceva, Cătăline. Deoarece... Ce a fost? Nu și-a dat seama că s-a uitat? Stai puțin. Toate domnișoarele au crescut între timp. Toate l-așteaptă din nou. N-au putut uita ce-au văzut. Eu am realizat... Nu cred, adică ți-a anunțit, a plecat de pe scenă, ce a făcut? El a ieșit și când iese în culise... M-am uitat în față, m-am uitat în... Că nu înțelegeam de ce primele rânduri fac așa. E, nu, și mâna la ochi... Pentru că eu mă simțeam foarte bine, recitalul a fost minunat. Nu, că la ochi nu puneau mâna. Ba da, era mai așa. Și mă uit în jos și văd nenorocirea, mă ridic și ies în culise, în culise. Ilana Șpoteanu, Viorela Filip, tot baletul și zic: gacici, mi s-au rupt pantalonii, uite! Ah, scuze. Și Ilana urma... Și a intrat Ilena Șipoteanu, care a cântat peste două versuri, da. Că n-a mai putut dar de râs. Dar puțin, că eu o prezint și zic: ei, Ilena Șipoteanu, și intre ea: ce mult te-am iubit. N-a putut. Ce mult te-am iubit. Toată lumea râdea. Nu, n-a mai fost niciun spectacol. Vrei seama, mă? Dezbrăcat, de pe vremea aia eram de râs. Băi, lucruri... ce? Mi s-au rupt pantalonii, asta am înțeles. Ți s-au rupt pantalonii? Ei s-au rupt, prea tare, jur, prea tare. Și atunci îmi blog numai așa. Și au venit, au venit fetele... Astea erau filmate spectacolele astea? Nu, din păcate nu. Au venit fetele la autograf ulterior și da, absolut toate. Vă mai așteptăm pe la... Știu. Da, exact. Puteți să purtați același costum. Da, exact. Dani, da, Daniel Iordăchioaie, când era acum sau atunci era mai nonconformist? Că mie mi se pare că în ultima perioadă e din ce în ce mai nonconformist. El între timp a terminat regia de film și teatru, sigur că a devenit... Și l-a luat în cap. Da. Atunci era un puști rock and roll, am spus Elvis puțin și așa mai departe, dar era... Când a apărut Ștefan Bălică. Începuse, era o perioadă în care el era cam singular în lumea aceea, mai clasică, mai tradiționalistă, și venea asta așa cu și n-aveam voie. Mi-aduc aminte primele filmări la TVR, pe vremea aia, îmi prindeau părul la spate cu agrafe și mă puneau să cânt rock and roll de pe scaun. Tu înțelegi ce torturi. Deci mi-a fost ceva, dar una peste alta am trăit cu greu ultimii ani ai existenței mele antedecembriste. Și după aia... Da, au fost cei mai buni ani ai tăi, cu piese și cu șlagere mari. Da, sigur. Dar pentru tine, Tavi Ursulescu, care e piesa reprezentativă așa pentru el, pentru Daniel Iordăchioaie? Știi, zici la fiecare artist o piesă care îl definește. Când zici Daniel Iordăchioaie, ce piesă ai? Am amintit de una din ele, Dacă într-o zi mă vei iubi, de Ion Cristinoiu, pe care nu lipsește din recitalul său, dar, ca să vezi cum a luat premii, septembrie 89. Deci mai erau două luni, nu? Da. A venit și o vreme în care n-a mai luat premiu, dar a lansat cel mai mare șlagăr al lui. Era concursul cântecului de dans pentru tinere de la Costinești. Ei bine, ce piesă extraordinară, o să vedeți imediat. Un juriu politizat tot, că s-a apropiat așa, cred că erau doar vreo doi oameni de muzică, Anton Șuteu și încă cineva. Dovadă că piesa aceasta absolut fabuloasă n-a intrat în palmares nimic acolo, o dudă, ceva, o mențiune. E vorba de melodia care se potrivește emisiunii tale la fix. Ne întoarcem cu toții la Mare Albastră, la Cătălin Măruță. Mă întorc la tine, Mare Albastră, de Dumitru Rupu, versuri Viorela Filip. Cântă? Ce faci, cânți? Celebrul. Dacă-i mustai cu plăcere. Hai, Daniel, cântă. Iordăchioaie! Daniel Iordăchioaie! Să ai grijă cu pantalonii, să nu fie spagatul. Da, corect. Stai cu spatele, Daniele. Ei.